Diaconescu și uite așa telenovela combaterii corupției curge și muncitorul cinstit uită că îi se pregătește ceva și se va trezi probabil peste câteva luni din feria combaterii corupției, probabil când patronul îl va informa că trebuie să stea la muncă 16 ore sau după ce îi va evalua performanțele și la ritmul ăsta infernal va constata că probabil e prea bine plătit. Și dacă nu-i convine și dacă poate se îmbolnăvește, nu-i nicio dramă, pentru că la poartă așteaptă mulți alți doritori să încheie un contract pe perioadă determinată. Cam asta e reforma și flexibilizarea pieței muncii, cel puțin așa văd sindicatele povestea asta. Și apropo de piața muncii, știrea bombă, uitați-vă aici pe site-ul Baroului din Cluj, domnul Boc, de astăzi, sau mă rog, din 2001 este avocat stagiar, dar se pare că de astăzi contează, pentru că tot mai multe voci din PDL, printre care Elena Udrea, se întreabă dacă mai rentează să mergem în hora asta cu Emil Boc în fruntea guvernului. Așadar, doamnelor și domnilor, discutăm aici la Realitatea Te Privește despre acest cod al muncii, dacă el ne va obliga să stăm la muncă 16 ore orba, împreună cu invitații mei din partea puterii. Vor fi alături de noi domnii Gheorghe Frundo, UDMR, Mircea Giurgiu, PDL, bună seara, bine ați venit. De asemenea, vom intra în direct cu liderul UNPR, Marian Sârbu. Din partea opoziției sunt alături de noi domnul Ion Cindrea, PSD, și va veni și Varujan Vosganian din partea Partidului Național Liberal, iar societatea civilă este reprezentată în această seară de domnul Constantin Cojocarul, de Călin Isprafnic, avocat, de Răzvan Bordeanu din partea Sedlex, de un profesor, Adrian Enache, de doamna Liana Simion din partea asociațiilor Mame pentru Mame. Domnia sa lucrează și la PR, așa că a citit noul cod al muncii și știe foarte bine. Dar, de asemenea, lângă noi este și domnul Liviu Apostoiu, vicepreședintele cartelului Alfa. Vreau să încep cu povestea asta cu 16 ore pe zi. Domnul Hosu, aici în emisiunea seară, domnule Apostoiu, ne-a spus că, într-adevăr, la articolul 111, formularea face sau îi permite angajatorului să ofere omului două norme de câte 8 ore. Așadar, programul de muncă se poate duce până la 16 ore. Domnul Boc, în această dimineață, a spus că nu e posibil, că avem 48 de ore pe săptămână. Dar noi am citit cu atenție articolul 111 și am văzut că după acele 48 de ore se pune o virgulă, cu mai multe excepții. Și excepția face ca această perioadă de 48 de ore să se aplice fie la 4 luni, fie la 12 luni. Așadar, e extrem de flexibilă chestiunea. Deci, până la urmă, cât poate să-și ceară angajatorul să stai la muncă? Foarte greu cu dovezi, foarte clare, când își de muncă. Un om neinteresat poate să dea oricând afară. Avem și un bătrân înțelept. Rogata domnului. Domnule Frundo, avem și un bătrân. Ce concluzie aveți dumneavoastră după această dezbatere? Și dacă se poate face acea, cum să spun eu, economie pentru buget despre care ne vorbește domnul Boc, dar ne vorbește și domnul Băsescu, scoate la suprafață economia neagră, câștigăm foarte mult la buget. Asta să fie logica. Vă rog frumos. Sigur că la microfon, vă rog. Domnul senator Frundo are dreptate. Microfon. La microfon, vă rog. Am studiat și eu acest microfon. La microfon, vă rog frumos. Microfonul aproape. Sau cu siguranță, domnul senator Frundo are dreptate. Acest cod al muncii va rezolva multe probleme mărunte. Bun. Domnule Nache, dumneavoastră ce credeți? Dați voie să termin. Imediat, dar vorbiți vă rog frumos la microfon, că nu vă auziți. Deci spuneam, va rezolva probleme mărunte, dar nu rezolvă problema de fond. Și aici aș vrea, sunt economist și aș vrea să atrag atenția și a telespectatorilor că înainte de a fi face obiectul reglementării juridice, raportul dintre angajat și angajator este un raport economic. Deci noi putem să facem cel mai perfect cod al muncii din lume, dacă nu există ofertă de locuri de muncă, deci dacă nu sunt investiții, atunci cu siguranță că nu o să ne putem aștepta nici la crearea de locuri de muncă, nici la îmbunătățirea salariului, nici la îmbunătățirea condițiilor de muncă ale angajatului. Deci, încă o dată,
În primul rând, raportul dintre angajat și angajator este unul economic și mie mi se pare că acest proiect de lege, ca de altfel marea majoritate a legilor adoptate prin asumarea răspunderii în ultimii 2 ani, este de fapt o inginerie mediatică și politică care încearcă să abată atenția de la problemele de fond. Și problema de fond aici este că nu avem investiții, nu avem cum să creăm locuri de muncă. Și din această cauză, angajatul este într-o situație nefavorabilă. Apropo de chestiunea asta, pentru că domnul Frundo, și eu mă bucur că după emisiunea aceasta se duce mâine în dezbaterea cu PDL-ul și face niște propuneri, zic eu, absolut pertinente pentru mămici și pentru persoane care voie, se îmbolnăvesc. Dați-mi voie, pentru că aici am un coleg și îi mulțumesc, știe cine mi-a trimis, și îmi citează codul muncii, domnilor. Modificarea nu elimină suspendarea contractului de muncă nici pe durată determinată pentru creșterea copilului. Este articol special în nou proiect, mi se transmite printr-un SMS. Deci problema e rezolvată. Nu, problema este alta, domnul Frundo. Problema este că pe perioada suspendării poate înceta contractul de muncă. Problema este alta. Pe perioada suspendării poate înceta angajatorul din proprie inițiativă, poate înceta contractul de muncă unilateral pe perioada suspendării pentru îngrijire copilului, capacitate. Pe asta nu poate. Scrie clar. Uitați, vi-l va citi doamna. Vine așa, vă rog, uitați-vă. Dar până atunci vă mai dau o temă. Apropo, nu știu dacă veți propune până la urmă asta sau mâine partenerilor din PDL. Dar, pentru că invitatul nostru a vorbit aici despre necesitatea de investiții, nu știu dacă guvernul de la București cunoaște o dezbatere extrem de importantă Articolul 49, domnul Frundo. Articolul 49 din proiectul guvernului de pe site-ul Ministerului Muncii, pe perioada suspendării, angajatorul poate înceta contractul individual de muncă din proprie inițiativă. Cu excepție un alt articol pentru nașterea copilului. Inclusiv nașterea copilului, așa mi-au spus. Inclusiv alte situații. Vedem textul, vă promit că acest text va exista. Și clarificați lucrurile. Uitați ce se discută în Uniunea Europeană, zic eu, domnule Frundo, un lucru la care guvernul trebuie să se gândească, pentru că este o dezbatere importantă. Acolo țările puternice, Franța, Germania, propun un lucru. E drept, e numai la nivel de dezbatere în momentul de față, domnilor și domnilor, ca în țările est-europene, unde cota unică este redusă, adică impozitul este relativ mic, să ajungă la un nivel similar cu cel din Franța sau din Germania. Colega mea, Laura Elemenco, a citit această, sau s-a informat în legătură cu aceste dezbateri, ne spune mai multe amănunte în momentul de față. Mare atenție, este important, e că atunci când discutam prin 2006-2007 despre criză. Bun găsit! Ideea realizării unei baze comune de impozitare a profiturilor corporațiilor din Uniunea Europeană nu este nouă, însă susținătorii, adică Germania și Franța, au reluat-o anul acesta motivați fiind de criza financiară. În clipa de față, țările din estul Europei au impozite relativ mici pentru a atrage investitorii, în timp ce țările din vest pun pe primul plan aducerea de venituri la bugetul de stat, așa că au impus dări mai mari. Ce ar însemna pentru România ca toate țările din Uniunea Europeană să aplice același impozit pe profit pentru firme? Potrivit experților citați de ziarul Capital, am pierde avantajul cotei unice. Firmele ar alege unde să-și desfășoare activitatea pe baza altor criterii, cum ar fi productivitatea sau infrastructura, la care stăm mai prost decât celelalte țări din Uniunea Europeană. Efectele ar fi, deci, reducerea investițiilor străine în România, scăderea încasărilor la bugetul de stat și creșterea șomajului. În fiecare săptămână președintele anunță că schimbă primul ministru. Chiar azi am înțeles, vorbea cu miști de interne, îi spunea, vezi ce haine îți pui săptămâna viitoare, s-ar putea să avem alt prim-ministru, să vedem cum facem cu asta. Ori noi discutăm cu un guvern care este într-o agonie perpetuă, la care Fondul Monetar i-a revizuit negativ de fiecare dată angajamentele legate de acordul stand-by. Un guvern care în 2 ani de zile a adus economia în starea asta, vorbim despre el ca despre un guvern care poate să modeleze relațiile de muncă, relațiile sociale pentru cel puțin 5-6 ani de aici încolo. Asta e tema de fond. Acest guvern nu are nici credibilitate, nici legitimitate, nici susținere parlamentară suficientă, nici penetrare suficientă în structurile sociale ca să-și asume dreptul de a modifica codul muncii. Cu alte cuvinte, el vorbește la telefon, dar nu formează numărul.
Și atunci noi stăm să ne gândim de la capătul celălalt al firului, cam ce trece prin lui prin cap, fără să facă nor la telefon. Păi asta e tema. Dumneavoastră aveți răspunderea că țineți în funcție un guvern care nu face decât să tensioneze economia, care habar n-are pe ce lume e, care lansează tot felul de gânduri negândite și noi trebuie să ne să gândim cam ce e în cap. Apropo de piața muncii și de... Întotdeauna despre guvernul dintotdeauna va spune exact ce spune dumneavoastră acum. Haideți să vă spun eu... Să vă mândriți cu această majoritate. Ce se poate întâmpla, domnului Boc, pentru că domnul Turcan am înțeles că ambianța aceea ne-a explicat-o și ne-a spus că nu se referea la schimbarea domnului Boc, ci la cumpărarea câtorva elicoptere smurg. Ceea ce ar fi lucru bun. Nu știu ce treabă avea vrea domnul Boc. Vrea să fugă cu elicopterul domnul Boc după un model nu cunoscut? Nu știu, dar haideți să vedeți cum domnul Boc este avocat stagiar. Știați lucrul ăsta? Știați, domnul Văzgăreanu, sau care e logica? Haideți să vă explic eu. Așa și domnul Cunăriu nu are decât 11 clase, pentru că diplomele universitare nu sunt încă recunoscute în România. Nu știu dacă ați aflat că ați votat în urmă cu câteva luni, apropo de cât de atenți sunt parlamentarii României, ați votat așa o lege care a fost și promulgată de președinte, a ajuns și monitorul oficial, al cărui principal beneficiar am putea spune că este domnul Boc. De ce? Pentru că este vorba de o lege privind modificarea și completarea legii pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat. Conform acesteia, un avocat stagiar poate să devină avocat definitiv fără examen dacă a exercitat un mandat de primar sau de parlamentar. De exemplu, cum a fost domnul Boc, parlamentar până să devină premier. Și primar. Deci le întrunește pe ambele. Nu știu dacă, maestru avocat. Nu știu dacă ați aflat că ați votat chestia asta, dar să vă mai spun câteva lucruri. Pentru că s-a tot speculat că domnul Boc s-ar putea să-și piardă... Dar ce legea asta? Statutul avocat? Da. Dumneavoastră să știți că ați votat-o, domnul Voscan, chiar mă uitam pe site, dar să știți că ați votat-o. Nu știu dacă mai țineți minte, da. A trecut. Da, la Senat, când camera decizională, domnul Frundă, n-are cum să... Nu e camere decizionale. În domeniul avocaturii, camere decizionale e camera deputaților. Da. Noi suntem prima cameră sesizată și cred că a trecut așa. Eu nu mi-aduc ca avocat sunt profund indignat și jignit de o asemenea prevedere. E inadmisibilă. Este inadmisibil. Colegii dumneavoastră de la cameră au votat. Să-i facem și medici chirurgi pe primar și pe parlamentar. Sau cu o condiție, să nu exerseze pe noi. Vă rog, cum mi se pare chestiunea asta? Nu, mi-a atras atenția domnul Bozganianu. A spus domnia sa că actualul guvern nu face decât să tot vină cu legi care schimbă legi. Și dumnealui are perfectă dreptate. Cred că ar trebui să ne gândim, să cerem actualului guvern să vină cu o lege care să schimbe starea economică și socială a țării. Pentru că este corectă observația. Sunt numai legi care schimbă legi, fără să producă efecte asupra vieții economice sociale. De aceea eu v-aș propune, doamna Crețulescu, să discutăm și despre o astfel de lege care vine cu un proiect prin care, în următorii 10 ani, în România, ar urma să se creeze 6 milioane de locuri de muncă. Ce ziceți de această propunere? O propunere foarte bună. Domnule Enache, vă rog. Noi mă gândeam la șmecheria asta cu asumarea răspunderii. E pur și simplu o șmecherie. Guvernul știe că nu are susținere populară. Domnul senator nu poate să mă contrazică. Dacă m-ar contrazice, dacă și-ar da demisia toți parlamentarii, s-ar face alegeri anticipate. Și dacă ar obține aceleași scoruri, atunci l-aș crede. În al doilea rând, poate că la particularii care nu lucrează cu statul, să aibă un efect acest cod al muncii. Dar la bugetari și la firmele care lucrează cu statul, va crea corupție nemăsurată. Deci gândiți-vă ce se va întâmpla la bugetare atunci când, așa zisul, patron al unității sau directorul va decide. Nu mi-ați răspuns la întrebare de ce acest popor a avut performanță cu alte guvernări și nu reușește să aibă performanță cu această și creștere economică cu alte guvernări și nu are reușit să aibă performanță cu dumneavoastră. Mare rugăminte, domnule Frundo, răspunsul după o scurtă pauză publicitară, dar înainte de această pauză vreau să vă mai dau un exemplu, doamnelor și domnilor. Vine de la un vameș și nu din cei care au fost ridicați acum liber, să vedeți apropo de băut ăsta și de, mă rog, venit la muncă într-o situație neplăcută, materialul publicitate, după care răspunsul domnului Frundo. Nu am băut de bucurie, am băut de necaz. Ați fost cu stres în ultimele zile? Exact. Din cauza celor întâmplate în vânt? Da.
Acest polițist de frontieră din județul Vaslui a fost prins băut la volan aseară circulând prin localitate cu 103 km la oră. Pe cazul este că... Nu se mai merită să stai în locul. Mai da ce vrei, după ce mi-ai băgat, m-ai băgat pe mine în pușcărie, ce vrei de fapt? Deci după ce vrei? Tu nu crezi că nu mai am viitor în România? De-abia aștept să vină auditul acolo. Sectorul pe frontieră, Fălciu. Sunt probleme acolo? Da. Ce probleme? Nu se mai înțelege nimeni cu nimeni. Pe care motivul este că este haos. La 3 ore după episodul de la spital, polițistul de frontieră s-a urcat din nou la volan, fără permis de conducere, dar ceva mai beat. La doar câteva ore diferență, bărbatul a fost identificat din nou de polițiști în timp ce conducea autoturismul pe o stradă din municipiul Vaslui. În urma testării cu aparatul alcool test a rezultat o valoare de 0,85 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. Pe lângă dosarul penal pe care îl avea pentru că a condus beat, polițistul de frontieră s-a mai ales cu alte două dosare penale. Unul pentru conducere fără permis și altul pentru refuzul de a-i se recolta probe biologice când a fost prins a doua oară. Și ceilalți trei polițiști de frontieră care se aflau alături de el în mașină vor fi cercetați disciplinar. Ei riscă acum să rămână fără loc de muncă. Eu vă promit în numele celor care vor guverna viitor, dacă vor fi alții, acest cod, dacă se asumă prin răspundere, va fi oricum modificat. Astfel încât eu propun guvernului să nu mai pierdă vreme. Atunci își face efectul. Nu mă rugi, eu sunt mai rău. Toate legile vor fi modificate de nou guvern. Să sperăm totuși că se va ajunge la dezbatere. Vă mulțumesc. Legile proaste trebuie modificate. Prostie românească e că fiecare guvern care vine crede că e mai deștept decât cel înainte. Să sperăm că va fi înțelepciune românească. Le mulțumesc invitațiilor mei. Le mulțumesc celor care ne-au scris. Rămâneți în realitate. Urmează Prime Time News.